Okay, Google. Clothes, living rollers. Okay, I'm closing living rolls. Okay, Google, turn on living light. Okay. Okay, Google, open living rollers. Okay, I'm opening the living rollers. Okay, Google, turn off living light. Okay. Okay, Google, set the ambient light at 100%. Sure, setting the ambient light brightness to 100%. Okay, Google, change the color of the ambient light to warm white. All right, changing the ambient light to warm white. Acesta este întrerupătorul pe care l-am modificat. În sensul că putea să comande și rulouri electrice. De avut în vedere faptul că doza clasică de 3 module nu se pupă cu aceste întrerupătoare, în sensul că întrerupătorul ăsta are și un număr care trebuie să intre un pic mai în perete. Se pupă cu dozele americane, în schimb, probabil care sunt un pic mai mari. Aici avem unde scrie L, N, avem intrarea de nul, unde scrie L, avem intrarea de fază, apoi avem primul bec, al doilea bec pe L1, L2, roller down pe L3 și roller up pe L3 prim. Ei, în momentul în care, prima pauză, după cum spuneam, în momentul în care apăsăm primul buton, se va aprinde primul rând de becuri. Când vom apăsa cel de-al doilea buton, se va aprinde cel de-al doilea set de becuri. Dacă le aprinde pe amândouă, se aprind toate. La fel și rulourile, în momentul ăsta sunt deschise. Dacă apăsăm butonul, releul schimbă poziția fazei, rulourile încep să se închidă. Dar dacă îl apăsăm din nou, ele se vor deschide. Vom învăța acum cum să facem și programarea din IFTTT. Pentru început. Ok. Deschidem pagina IFTTT. If this then that. Este un site care face legătura între mai multe servicii smart. Spunem My Applets și spunem că vrem să facem una nouă. Și spunem așa. If this, adică dacă îi voi spune lui Google Assistant o frază simplă și anume turn on living lights sau pot să zic și living lights on. Este foarte important să fie în engleză, că altfel nu merge. Deocamdată, ce va spune Google Assistant ca și răspuns? Spunem OK, turning on the living lights. Bun. Create trigger, atunci să facă următorul lucru. Având în vedere că este deja împerecheat IFTTT-ul cu Google Assistant și cu serverul de la eWeLink,
Sunt deja canalele de la toate întrerupătoarele care le am în casă, sunt deja în contul de la FTTT. Adică se pot lega la ele, ca să zic așa. Întrerupătoare cu două canale am la bucătărie, la intrare și Living Switch 1, care de fapt comandă luminile și spunem că vrem toate canalele să le deschidă pe on. Create action. Spune că nu vrem să primim notificare de fiecare dată când rulează aplicația respectivă și dăm finish. If you say turn on living lights, then turn on all channels on living switch 1. Ok. Facem încă unul ca să putem să le și oprim. Deci if this și scriem assistant say simple phrase turn off living lights sau spunem living lights on off. Putem să spunem orice. Important e ca fraza respectivă să fie asociată cu ceea ce urmează să facă. Și spunem ok. Turning off living lights. Nu-i convine virgula asta aici. Create trigger. If this then, serverul de la iWi link îl căutăm. Two channels plug, kitchen switch, living switch 1, all channel pe off. Create action. Nu dorim să rulăm notificări. Finish. Haideți să încercăm. Ok, Google. Turn on living lights. Okay, turning on the living lights. Okay, Google. Turn off living lights. Okay, turning off living lights. Okay, Google. Living lights on. Okay, turning on the living lights. Okay, Google. Living lights off. Okay, turning off living lights. Bun, și acum să vedem rulourile. New applet, if discutăm cu asistentul, simple phrase, living rollers down sau close living roller. Hai să spunem roller, nu rollers. Close living roller, living roller down sau știu orice altă chestie. Ok. Living. I'm closing. The living roller. Okay, create trigger. Then iWi link free channels plug și avem doar living switch 2 cu 3 butoane. Canalul 3 este cel care comandă rulourile și îl punem să se deschidă. Când este pe on, rulourile pleacă în jos, când este pe off, rulourile pleacă în sus. Așa sunt legate firele, se puteau lega și invers. Dar am preferat atunci când este pe on,
Rulourile automat vor fi în jos, beculețul va sta aprins și va fi și un pic de lumină de la beculeț să vezi să-l aprinzi, să-l stingi cumva, să se ridice rulourile. Create action. Finish. Și mai facem unul pentru... ridicarea rulourilor. If this assistant say a simple phrase leaving roller up so open leaving roller leaving roller up or open leaving roller okay. Hai să zicem, let's make some light. Sau, mai simplu. I'm opening the living roller. Living roller. Create trigger. Then... you will link. Living switch 2, channel 3, se va da pe off pentru a ridica rulourile. Create action. Finish. Ok, hai să vedem. If you say leaving roller down, then turn on channel 3 on leaving switch 2. Ok, Google. Leaving roller down. Ok, I'm closing the leaving roller. Rulourile deja se închid. Ok, Google. Living roller up. Ok, I'm opening the living roller. Și astfel am făcut comenzile pentru luminile de la living și rulourul electric.